Anul 2022 are o însemnătate deosebită pentru tradiția isihastă, împlinindu-se 300 de ani de la nașterea Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț. Arhiepiscopia Iașilor, prin sectorul cultural și comunicații media, Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae și Mănăstirea Neamț organizează în acest context Simpozionul Internațional Moștenirea Spirituală și Culturală a Sfântului Paisie de la Neamț, 300 de ani de la naștere, 1722-2022. Evenimentul a început ieri la Iași și se va încheia miercuri. Festivitatea inaugurală a avut loc ieri seară la Iași, în sala Iustin Moisescu, din cadrul ansamblului mitropolitan. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a citit mesajul transmis de preafericitul părinte patriarh Daniel, intitulat Sfântul Paisie de la Neamț a integrat rugăciunea isihastă și citirea scrierilor filocalice în mănăstirile cu viață de obște, înnoind astfel monahismul ortodox din secolul al XVIII-lea. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, mănăstirea Neamț a devenit centrul monahismului ortodox, o școală de viață isihastă și cultură duhovnicească pentru întreg răsăritul ortodox. Numărul călugărilor aflați sub ascultarea starețului Paisie a ajuns la peste 700. Munteni, moldoveni, ardeleni, ruși, bieloruși, ucrainieni, greci, sârbi, bulgari și chiar evrei creștinați, formând o comunitate multietnică. Astfel s-a format o adevărată mișcare de noire duhovnicească a vieții monahale. Ortodoxi de diferite neamuri, adunați la oaltă de iubirea lui Hristos și puterea Sfântului Duh, în jurul Sfântului Cuvios Paisie, au reînnoit împreună tradiția isihastă ortodoxă în mănăstirile din Muntele Athos, țările române și Rusia, într-o vreme de secularizare a societății prin curentul iluminist care s-a extins în toată Europa. Isihasmul creștin ortodox al secolului al XVIII-lea, cultivat de obștea paisiană, reprezenta în secolul raționalist al lui Voltaire o distinție și o demarcare semnificativă între rațiunea umană însingurată sau autosuficientă a culturii iluministe occidentale și rațiunea rugătoare în comuniune divino-umană a spiritualității răsăritene. În continuare au luat cuvântul Părintele Mitropolit și Părintele Profesor Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași. Îl putem numi pe Sfântul Paisie Velicicovski de la Neamț unul dintre bărbații de seamă, care nu a vorbit din înțelepciunea acestei lumi și s-a lăsat inspirat de Dumnezeu și a împlinit pentru sine, pentru obștea sa monahală și prin extensiune pentru lume, ceea ce a împlinit în numele rugăciunii al Sfinților Părinți, al Bisericii în profunzimea ei. Într-unul din cuvintele sale, Sfântul Paisie își îndemna un ucenic zicând: fii întotdeauna cu Dumnezeu, căci dacă ești cu Dumnezeu, Dumnezeu în Duhul Sfânt te va învăța ce să faci. Te vei apropia și vei cunoaște pe cele de sus, precum te vei apropia și vei cunoaște într-o adevăr cele de jos. Și acest eveniment are loc într-o zi cum nu se putea mai aleasă, dedicată Marelui Gură de Aur, pe care Biserica îl cinstește de fiecare dată când înalță Sfânta și Dumnezească Liturghie Părintelui Ceresc. Nu se putea un loc mai potrivit ca acesta, sala Iustin Moisescu, pentru că cel al cărui nume îl poartă sala aceasta, redescoperind pe Sfinții Părinți, în urma frumoaselor studii la Atena, ajungând în cea mai înaltă demnitate în Biserica Ortodoxă Română, ca patriarh, a avut inițiativa de a traduce pe Sfinții Părinți, operă ce continuă până astăzi, folosul cunoașterii Sfinților în general, a operelor lor, este de folos pentru toată lumea. Înalt preasfințitul părinte Filip, mitropolitul Poltavei și al Mirgorodului din Ucraina, a susținut comunicarea activitatea de traducere din literatura patristică a cuviosului Paisie Velicicovski. Mă bucur să vă salut pe toți cei care v-ați adunat aceste zile pentru ca încă o dată
a vă aduce aminte de osteneala, viața și activitatea a unului dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii Ortodoxe, original din Ținutul Poltavei, de cuviosul Paisie Velicicovski. Semnificația moștenirii duhovnicești a cuviosului Paisie în istoria Bisericii și a gândirii teologice ortodoxe este cu adevărat unică. Este o punte vie între moștenirea apuseană a Sfinților Părinți și renașterii monahismului din sud-estul Europei, din secolul XVIII-XIX, care păstrează importanța semnificativă pentru întreaga lume creștină. De-a lungul vieții sale, cuviosul Paisie, atât din punct de vedere geografic, cât și într-un sens spiritual, a fost într-o permanentă căutare duhovnicească. La evenimentul academic, cultural și spiritual sunt invitați ierarhi, academicieni, membrii ai comunității universitare din țară și din străinătate, cercetători, preoți și monahi interesați de personalitatea și moștenirea culturală pe care Sfântul Paisie a lăsat-o Bisericii Ortodoxe și patrimoniului universal.